În viață e foarte important să ai oameni pe lângă tine cu care ai dormit și cu care ai băut cel puțin o dată în viață un pahar de vin, știi? Și slavă Domnului, ne-am băut ceva pahar de vin. Am băut ceva vin. Doamne știu. Eu am ales să plec în Asia, în primul rând, să slăbesc. Bună, bună, adică vreau să mă prindă următorul sezon de șef, Slim Fit. Mă, am acceptat că m-am gândit cu o nebunie de genul ăsta, nu o să mai fac. Bontea e foarte... îi place să câștige, e competitiv. Eu nu prea sunt. Aoleu. Nu prea sunt la modul. N-ai zis nimic până acum, am semnat asta. Cel mai greu, mi se pare să fac echipă cu Podor. Pentru că sunt nebun și imprevizibil. Reactorul 3 și 4 de la Cernavodă prezintă Asia Express. Ne pornim greu, dar și când ne pornim, frate, nu mai oprește nimeni. Și consum mic. Și consum mic. Dacă mi-e foame, cu mine nu te mai înțelegi. Eu m-am pregătit pentru competiția asta, fac genoflexiuni în fiecare zi, ceva de genul. Stau așa și fac așa. Una, două, trei. Dar de ce trebuie să faci așa? Mai, dacă mă las mai jos, obosesc. Am înțeles. Mă gândesc că ranița aia ar avea undeva la vreo 4, 5, 6 kg. Mă și ai slăbit? Și a slăbit 4 kg. Păi, și bine ala fi. De ce? Păi, dacă dai din burtă jos... Te trage la păsfoare. Te trage la păsfoare, trebuie să fii în echilibru. Reactorul 3 și 4, voi nu știți să mă plângi. Nu se poți pare... așa. N-ai, nu. Îmi pornește genunchiul ăsta, eu zic. Hai să trag unghiul la valier, ia. Ia, vrei să luăm și pe ăsta? Le-am zis? Ia. Nu stăm cu nervii noi? La pământ. N-ai auzit că nu vrea de-aia, nu vrea de-aia, nu vrea de-aia, nu mănâncă de-aia, nu face de-aia, nu face de-aia, nu face de-aia. Pastile. Îți fac bine, bine. Eu nu cred că suntem conștienți în ce ne-am băgat. Răzvan e mort!